Doamne, domn și domnișoare, profesor doctor Dezbrăcatu vă va explica înainte de a începe materialul ce trebuie să faceți. Să nu uitați, să vă spălați pe mâini, să nu duceți mâna la gură, să nu duceți mâna în nas, să nu vă scărpinați la ochi, în ureche și dacă aveți un muculeț acolo, lăsați-l să cadă, nu-l duceți cu mâna ta. Dar suntem la un eveniment cu ștaif, 27 de ani de dilemă. Mulți avem o dilemă de vreo 30 de ani, dar sunt mulți care au de 27 o super dilemă și cu cine m-am întâlnit? N-o să vă vină să credeți, cu marele, inegalabilul, cel mai tare la platane, marele nostru prieten, coleg proaspăt căsătorit, vino așa ca să nu se prindă lumea că e aranjament, Robert Georgescu. Bună seara! Nu l-ați văzut așa de aproape, n-a apucat să spună câteva cuvinte pentru că el în emisiune n-are la valieră. Acum ai momentul să spui câteva cuvinte de cronică, de familie, de muzică. Spune-ne ce creație, ce scoți acum repede, că după aia stai macaroana. Nu cred că este momentul să vorbesc despre creațiile mele, este un eveniment prea special. Da, e un eveniment de asta, că aici pune muzică. Ascultăm muzică foarte bună, Frank Sinatra, Kenny G. Zi de piesa aia ta pe care o... În curând, tu o știi, îți place. Băi, frate, deci scoate o piesă, hai să-mi povestești afară să... Hai, gata, hai. Fel de fel de oameni, cunoștințe, unul seamănă cu ora, unul seamănă, eu seamănă cu Stallone. Bună seara, îmi cer scuze că vă întreb, sunteți Moș Crăciun? Nu, fiul lui, bună seara. Să facem un exercițiu. Închideți ochii, ne întoarcem în timp și ne întâlnim cu Dan Bidman. Bună seara, Dan Bidman, ce bună faci? Bună seara, bine. Dan Bidman, câți ani ai acum? 25. Deci mă întâlnesc aici cu oameni pe care îi văd la televizor și am marea șansă să-i văd în realitate. Lângă mine, de exemplu, am știu că este român. Un domn care apare la televizor, bună seara, hello, bună seara. Nu, bună dar e român, am zis că eu am luat în engleză, nu. Deci dumneavoastră sunteți român și român. Sunteți, da, și sunteți cel care faceți emisiunile alea cu motociclete. Nu, ăla e o dublura mea. Americanul ăla? Nu, da, ăla e dublura mea. Vai, mama, e... E playback. Bursa e în cap. Trebuie să veniți să vă arăt cine este la eveniment. Vino cu acea moto. Domnul Jeff Bezos de la Amazon este aici. Am încercat să-mi fac un la dumneavoastră acum 2 ani. Și n-ați reușit. Sunteți român? Da. Incredibil. Vi s-a mai spus că semănați cu... Da, da. Deci Jeff Bezos a venit în România. Deci misiune incognito. Jeff Bezos. Foarte tare. 1993, 14 ianuarie. Anul în care s-a înființat dilema, sunt 27 de ani de atunci și este prima copertă a dilemei. Și atunci și acum sunt la fel de bătrân. Doamnelor și domnilor, lângă mine este Sever Voinescu, redactorul șef al revistei Dilema. Mai este în această seară la mulți ani. Mulțumesc mult. Felicitări pentru tot ce ați făcut în cei 27 de ani de activitate. Mulțumesc. Vreau doar să vă întreb o chestie contemporană. Așa. Cu această isterie despre coronavirus. Îl auzim, îl simțim, îl vedem. Care este părerea dumneavoastră despre acest virus? Ne-a tâmpit? Ne-a găsit așa. El a venit exact unde trebuia să vină, da. La momentul la care trebuia să vină. Virusul vine și, în fine, produce boala dacă găsește condițiile optime. Pentru el. L-a găsit. Eu am aflat astăzi, probabil că și dumneavoastră, că s-a găsit pacientul zero. E bine că dacă au găsit pacientul zero și nu mai găsesc altul, când sunt întrebați să raporteze câți pacienți avem noi cu infestați, ce răspund? Zero. Prin urmare, sunt fericit și la cât mai mulți pacienți zero. Nu mai mulți, pacienți zero. Noi sportivii nu consumăm alcool, nu mâncăm carne, se și vede asta. Și vreau să te întreb pentru noi, dacă îmi poți permite să iau două afine? Sigur, dar să nu vă vadă cineva, asta ar fi... Ok. M-am spălat pe mână și eu și pentru cameraman una. Sigur. Gata, mersi mult de tot. Ia-mi o moto. Am un prieten în China care mi-a spus să nu iau ăsta, COVID-19, că în septembrie apare COVID-20 și mai fain. Da, e ultima generație. Ești speriată de virus, mamă dragă. Puțin așa, dacă de... mă uit la tine, capul în vedere. Să nu uiți, nu duci mâna la nas, la ochi, dar la gură. Da, te speli pe mâini, nu te pup cu băieți, te autoizolezi, o să mă chem și am grijă de tine, 2-3 săptămâni. Oh, ce drăguț. Vin, am luat fasole, am orez. Usturoi. Am usturoi, am pate, adică am mâncare, vin eu cu tot. Deci ești da? Ok, ai făcut provizii, da? Să rămână. Mi-a părut bine. Domnul e domn. Sunt domnișoarele de care am grijă. Cu ele mă voi autoizola 2 săptămâni. Vă e frică de coronavirus? Nu. Nu. Vă e frică de nenea Dezbrăcatu? Nu. Nenea Dezbrăcatu este blând și nenea Dezbrăcatu face bine. Desigur.
Vreau o părere sinceră față de tot ceea ce se întâmplă în ziua de azi. Sincere? Da, adică cum vedeți dumneavoastră toată această nebunie, isterie, criză? E o impresie. De exemplu, avem impresia că suntem supraimpresionați de criză. Și lucrurile de fapt stau altfel, la o scară... Stau altfel, da. Bun. Adică dacă dar vezi acum... lumea cum se duce să cumpere mâncare. Disperată mâncare, e clar că e o impresie. Da. Dar din cauza impresiei se poate duce într-o avalanșă de evenimente pe care nu le mai poți controla. Nu le mai poți controla. Pentru că se anulează tot felul de lucruri, nu se mai organizează tot felul de evenimente. Sau apar alte evenimente care... te fac să, într-adevăr, să vezi că impresia aia a devenit realitate. Exact. Vă doresc sănătate multă. Sănătate. Până la ce televizoare și, mai și bune impresii, la toate. Da? V-am pupat, seară bună! Așa vremuri trăim. Vă pupăm, la revedere. Suntem la coadă la mâncare, nu la hipermarket. La eveniment. Sper să apucăm. Fasolică, orez. Vă pupăm. Le-am pus mâna la gură. Să fiți sănătoși, ne vedem săptămâna viitoare.